Angajații nevaccinați anticovid de la stat sau privat vor primi teste rapide gratuite o lună și jumătate, după care vor fi nevoiți să-și plătească singur testarea dacă nu se imunizează. S-a ajuns la această soluție după ce PNL a propus ca angajații găsiți pozitiv la testele antigen acoperite de stat să-și plătească singur tratamentul și spitalizarea, așa cum se întâmplă de pildă în Singapore. Însă celelalte partide s-au împotrivit. Virusul ăsta dă o boală contagioasă, molipsitoare. Deci dacă există un remediu pentru așa ceva, atunci trebuie folosit remediul respectiv. Dacă n-ar fi fost vaccinările, dumneavoastră poate nu erați în viață acum. Aveați oreon, aveați rujola care dă probleme pe scoarța cerebrală și așa mai departe. O prostie, cum să facă, că rămâne și așa ei, nu-s locuri de muncă, așa că dacă rămân și ăstea, ce să fac? Partidele au convenit în final ca angajații nevaccinați să aibă testele rapide achitate de stat pentru o perioadă de 45 de zile. După această perioadă și le vor plăti singuri. Fii amendat, mă, doamne, că plătește la stat. Nu trebuie amendat. Nu trebuie și nu trebuie nici cartea verde aia. Nu trebuie. Nu e bine. Nu e bine ce face. Pentru ei e bine, dar pentru noi nu e bine așa ceva. Omul ăla se duce și muncește în șantier, muncește până iasă ochii, pentru ce muncește? Și oprește din salariul la stat. Și când adică, uite că acum mi-au primit ani de zile bani. Și m-am trezit că n-am voie, auzi, că dacă îmi fac vaccinul, păi ce să mai fac vaccinul la vârsta de 70 de ani? Mai fac vaccinul. Și așa sunt bolnavă cu toate boalele, mai faci vaccinul lor. Doamne, mă, doamne, eu vă spun sincer, ce face, face tot pentru ei, nu pentru noi. Angajații care nu vor respecta legea vor fi sancționați cu până la 50.000 de lei sau suspendați. Legea certificatului verde prevede și ca angajatorii care primesc oamenii la muncă fără testare, vaccin sau trecere prin boală în ultimele 6 luni să fie amendați cu până la 100.000 de lei.